martie 2018, emisă de primarul Comunei Pujol, județul Bacău, se convocă Consiliul Local al Comunei Pujol, județul Bacău, în ședința ordinară pentru data de 24.07.2018 la 8.30. Care va avea loc în sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Și de acum încercăm să ne luăm pe fiecare parte, nu? La numărul 1, proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier al domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe. Ne luăm acum la rând sau... Ne prezis după care... Votăm ordinea de zi. La numărul 2, proiect de hotărâre aici la... La numărul 1, prezintă domnul Nicolae Nistor, secretarul Comunii. Proiect de hotărâre la numărul 2, proiect de hotărâre privind informațiile de interes public. Prezintă domnul secretarul Nicolae Nistor. La numărul 3, proiect de hotărâre privind evaluarea activelor fixe corporale aflate în evidența Comunei Pujol, județul Bacău. Prezintă domnul, doamna contabilă Handoc Maria Cristian, contabil. La numărul 4, proiect de hotărâre privind alocarea unor sume bănești pentru achiziționarea de materiale de construcții pentru reparații și întreținere la locașele de cult și din comună în anul 2017, însușite de Consiliul Local al Comunei Pujol, județul Bacău, conform proceselor verbale de recepție prezinte doamna Rusu Elena Contabil. Supunem la vot convocarea și... Cineva este împotrivă, cine se abține? Ordinea firească este. Asta se prezintă în ordinea de zi, nu e fugărească, da. Da. Da, poți să da? Da, da. Hotărâri privind validarea mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pujol, a domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe. Consiliul Local al Comunei Pujol, județul Bacău. Dacă permiteți, da, mă rog. Nu mai e cazul, vreți să citim tot cadrul legal? Sunt de acord cu asta, da, să la urmă citesc, dar mai întâi prezentați dumneavoastră dacă vreți, cum aia citesc, că urmă, prezentați procesul verbal de, al Comisiei de Validare. Da, ar fi bine atunci să modificați numele cu cadrul, este vreba să fie corect. Cu ce? Da. Da, corectez. Dar fac din moștea de azi. Cu ce? Hagin. Dar nu pot eu controla. Dar cu pixul nu trebuie asta. Da. Aici o spus. Da, e greșeala lor. Dacă nu le-a spus. Da, o greșeală. Așa cum știți. Uite, mă, pune aici gata. Păi da, nu-i. Asta n-am eu voie să modific ce-o spus ei. Mai greșeala. O greșeală localități cu... Da, scuzați-mă. Da. Dar nu e greșit, domnul. Asta vorbim și despre partidul. Da, dar nu e greșit, domnul primar. Noi am știut ce este și... Da. Da. Deci, așa cum știți, prima hotărâre pe care am adoptat-o în data de 25 iunie 2016 a fost cea referitoare la constituirea Comisiei de Validare. Componența, cred, o reamintesc, subsemnatul. Apoi domnul Ierici Mihai Pășescu Irinel, domnul Ierici Mihai Pășescu Irinel și Horonceanu Alexandru. Așadar, unde e? Proces verbal încheiat astăzi, 24 iulie 2018, în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Pujol, județul Bacău, constituită prin hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 25 iunie 2016, cu care ocazie am examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 aliniatul 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, egalitatea alegerii supleanților pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Mișcarea Populară ca urmare a vacantării a două mandate de consilieri,
prin demisia domnilor consilieri Marian Marcel și Florea Costel, constatate prin hotărârile Consiliului Local numărul 20 și 21 din data de 31 mai 2018. S-a avut în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară numărul 96 din data de 11.07.2018, înregistrată la primăria Comunei Bușor cu numărul 2789/17.07.2018, prin care se confirmă că următorii supleanți pe listele partidului sunt domnii Sandu Adrian și Hajmă Gheorghe și au calitatea de membri ai Partidului Mișcarea Populară și se află pe locurile următoare pe listele electorale ale partidului la alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Comisia de validare a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru Consiliul Local. Acum continui eu, dacă vreți. Aici e exprimare de motive a domnului primar. Să dau citire raport de specialitate întrunit de secretarul comunei. Nu dau citire adresa Partidului Mișcarea Populară, va da citire domnul președinte al Comisiei de Validare. Hotărârea Consiliului Local 21 privind decetarea mandatului consiliar domnului Marian Maricel și numărul 20 din 31 mai 2018 al domnului Florea, procesul la Comisiei de Validare, prevederile partea 100 alineatul 33 din legea 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 pe 2004, privind statutul aleșilor locali cu modificare și completare ulterioare, prevederile art 6, alineatul 2 și alineatul 3 din legea 393 pe 2004, privind statutul aleșilor cu modificare și completare ulterioare, prevederile art 31 din șale 115 din 215, în termenul articolului 45, privind administrația publică, alineatul 1 din legea 215 pe 2001, hotărăște. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bușor al domnului Sandu Adrian, supleant pe listele Partidului Mișcarea Populară. Articolul 2. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bușor al domnului Hajmă Gheorghe, supleant pe listele Partidului Mișcarea Populară. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați în termen de 5 zile de la adopsare la instanța de contencios administrativ, iar în cazul celor absenți în termen de 5 zile de la comunicare. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișat la sediul Consiliului Local Bârjor și de județul Bancă și site-ul primăriei Bârjor. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Comunei Bârjor, județul Bancă, domnilor Sandu Adrian, Hajmă Gheorghe, instituției prefectului și primarului Comunei Bârjor, județul Bancă. Nu puteau citire, cum am spus, la domnul Cimașasa, pentru că toate aceleași probleme sunt se prezintă. Dacă aveți... Așa, acum, trebuie să trecem la depunerea jurământului de credință la cei... Da. La greu sau avem aici. Da? Poftiți în față. Sandu Adrian. Trebuie să mai încoace. Să ridicăm în picioare, vreau frumos. Pentru binele locuitorilor comunei Bârjor. Asta să ne ajutăm noi. Da? Poftiți, domnul. Poftiți, așa. Da, poftiți. Sărută Biblia. Nu mai speriați, lăsați-vă. Să n-am venit, mă să cam eu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bârjor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Mulțumim frumos. Cine este de acord cu validarea acestor proiecte de consilier? Cine este pentru? Da, împotrivă. Împotrivă, abțineri. Nu contează cei care au fost validați. Unul pentru altă parte. Da. Am înțeles. Următoarea. Eu.
Da. Hotărâri privind informațiile de interes public. Consiliul Local al Comunei Pârjoara de Bacău, având în ședință ordinar din data de 24 iulie 2018, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Pârjoara, domnul Lupu Vasile, privind aprobarea listei cu prezent categoriile de documente propuse și sau potrivit legii de Consiliul Local Pârjoara, Primăria Pârjoara, care constituie informații de interes public, raportul Comisiei de Specialitate, referatul secretarului Comunei Pârjoara, prevederile legii 544/2000 privind liberul acces la informații de interes public actualizate, prevederile hotărârii Guvernului 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001 modificată prin hotărârea Guvernului 478/2016, în temeiul art. 48 alineatul 2 și 3, art. 49 alineatul 1 și 2 și articolul 115 din alineatul 3 din legea 215 de administrație publică locală republicată, hotărăște. Se aprobă lista cuprinzând categoriile de documente propuse și sau gestionate potrivit legii de Consiliul Local Pârjoara prin Primăria Comunei Pârjoara, care constituie informații de interes public conform anexei 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, Institutul Comunei Pârjoara, instituției prefectului, județul Bacău, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la cunoștință publică conform legii și prin intermediul e-mailului Comunei Pârjoara, Primăria Pârjoara. Anexa 1. Lista cuprinzând informațiile publice care se comunică din oficiu. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea primăriei Consiliului Local, primăriei și Consiliului Local, structura organizatorică, atribuții departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe ale autorității publice, numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice, coordonatele de contact ale primăriei, respectiv denumirea sediului, numerele de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii de internet, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele și strategiile proprii, lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând categoriile de documente produse și sau gestionate potrivit legii, modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată cu privința dreptului de acces la informațiile de interes public. Anexa 2, ca să merg mai repede, un hotărâre Consiliului Local al Comunei Pârjoara, dispozițiile care se comunică, lista cuprinzând documentele de interes public produse și sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din legea 544. Solicitate. Hotărârile Consiliului Local al Comunei Pârjoara, dispozițiile emise de primarul Comunei Pârjoara cu caracter normativ, componența nominală a Consiliului Local al Comunei Pârjoara, inclusiv apartenență politică, comisii de specialitate, regulamentul de funcționare al Consiliului Local, declarațiile de avere ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici, declarațiile de interese ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici, rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali, informările întocmite de primarul Comunei Pârjoara privind starea economică-socială a Comunei Pârjoara, rapoartele anuale de activitate economică-socială, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local. Lista împuterniciților primarului care pot constata contravenții, aplică sancțiuni și domenii de activitate. Lista proceselor verbale de constatare a contravențiilor. Documentele privind repartizarea spațiilor cu destinație de locuință, precum și cu privire la închirierea, ori concesionarea spațiilor cu alte destinații decât cea de locuință. Documentele referitoare la propunerile cetățenilor, activitățile Comitetului Consultativ Cetățenesc și a Consiliului pentru Transparența Locală. Planul urbanistic general, regulamentul urbanist, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situații, amplasamentul cu mobilier stradal și construcțiilor provizorii. Documentațiile cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizațiilor de construire, desfințare, se consultă exclusiv la sediul primăriei, numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora. 14. Lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, desfințare, eliberate. Punctul 15. Situația statistică privind activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea. La 16. Evidența dosarelor de tutelă, curatelă, asistența bolnavilor, asistența socială a persoanei vârstnice, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale. 17. Lista beneficiarilor venitului minim garantat, activitățile și locurile în care se prestează munca în folosul comunității, prezența lunară la munca beneficiarilor ajutorului social. 18. Lista de achiziții publice, servicii și lucrări. Și locurile în care se prestează munca, așa, greșeală aici.
19. Liste de achiziții publice, servicii și lucrări. 20. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii. 21. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. 22. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite persoane, categorii și cetățeni, informații care privesc aplicarea legii 571 pe 2001, modificată și completată privind codul fiscal. 23. Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară, din străinătate, înfrățirea cu alte comunități din străinătate, programe al unor vizite bilaterale. 24. Liste de proprietate pentru repartizarea locuințelor. 25. Lista certificatelor de producători eliberate. 26. Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul comunei. 27. Relații cu ONG-uri, programe și colaborări. 28. Informații despre programele cu finanțare externă. 29. Registre agricole. 30. Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului. Anexa 3. La HCL din 2018. Dar lăsați-mă să știți din hotărâre. Trebuie să știe toată lumea asta. Lista cu vizită documentele emise și sau gestionate privind aparatul de specialitate al primarului, care se exceptează la liberul acces la informații de interes public. Documentele cu caracter personal care însoțesc hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, deliberările Consiliului Local în cazurile în care potrivit legii s-a aprobat cu aceste să nu fie publice, și documentele întocmite în aceste situații, documentele stare civile care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de naștere, căsătorie de deces, precum și copii ale acestor dosare de căsătorie, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și ale alte asemenea, cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei, documentele de identitate, cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza emiterii acestora, dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, onoare, completare, transcriere, certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată, prelucrări de date cu caracter personal, fără consimțământul persoanei vizate, procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, cererile, petițiile, precum și reclamațiile și sesizările adresate primării, comunei Cojor și Consiliul Local fără acordul semnatarilor, informații cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligații ale plătitorilor care țin de păstrarea secretului fiscal, informații primite de la bănci, organe de poliție, instituții care gestionează registre publice sau alte asemenea cu caracter confidențial, documentele care se întocmesc potrivit legii protecție civile 481/2004, precum și documentele Comitetului pentru situații de urgență, întocmite în baza actelor normative și în vigoare, documentele cu caracter militar, care se întocmesc în baza HG 25/96, documentele care se întocmesc în baza legii 132 privind rechizițiile de bunuri și prestări servicii de interes public, nu mai am de multe. Planul de protecție civilă al Comunei Cojor, contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conțin clauze de confidențialitate, rapoartele de audit intern și procesele verbale de control, documentele care privesc persoanele fizice aflate în dosarele biroului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești, oricare au făcut obiectul unor dosare soluționate definitiv și revocabile de către acestea, documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie, informații privind datele personale ale salariaților din aparatul propriu al Consiliului Local, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel, alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidența legii 677 pe 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și după de circulația de acestea. De ce am insistat să citesc acestea? Noi am avut control în 2017, luna septembrie. Au revenit la control să vadă dacă ne-am dus la îndeplinire procesul verbal de control acum o lună. Ne-au stabilit prin asta ce ne-am făcut și ce trebuie să mai facem. Și această hotărâre mi s-a stabilit ca să o prezentăm în Consiliul Local. Deci, să nu se supere următor, dacă hotărați tot să nu citim, nicio problemă. Oricum, prezentăm, vom publica pe site-ul primării. Da, asta va fi pe site-ul. Poftiți? Va fi pe site-ul. Da, da, da. Azi să... Dacă e greșit, eu îmi cer iertare. La punctul ăsta încercăm să punem în discuții în toată problema, în tot punctul, să discutăm un din, nu? Da, da. Nu, dar discutăm punctul ăsta, la punctul ăsta. 3-4. Și la urmă.
Nu, domnul președinte poate hotărăsc, dar hotărăsc consiliul de o chestiune. Prezentați. Vreți să luați pe fiecare urmă, după aia, ce aveți de astăzi de hotărâre? Și fiecare de pe ea vorbă de... Și la punctul 3, doamna contabilă, da. Nu-i prezintă. Nu-i prezintă, doamna, pentru că i-am cerut pe partea mea. Da. Nu e greșit, doamna. Județul Bacău, vă stătăm următoare. Proiectul de hotărâre este temeinic bine justificat în concordanța cu prevederea articolului 36 al dumneavoastră de acea din legea numărul 25/2004/2001, privind administrația publică locală, pentru că și competențele de luare se asigură legalitate și conformitate. Articolul 6 din legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, modificările și competențele de luare ulterioare, ordinul Ministerului Finanțelor 3467/25/2008, pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea și amortizarea activelor fizice corporale, aflate în patrimoniul subiectului, cu modificări și concepte ulterioare, a trecut 2 din ordonanța privind amortizarea 28/08/2003, privind evaluarea și amortizarea activelor fizice, aflate în patrimoniul subiectului, cu modificări și concepte ulterioare, de competența Consiliului Local al Comunei, în conformitate cu prevederile de articolul 45 al neamului 3, din legea 2. Legea numărul 25/2004/2001 privind administrația publică locală de publicație cu modificări și completări ulterioare de a aproba hotărârea privind reevaluarea activelor fizice corporale aflate în inventarul comunei Căjori. Deci, doctor. Acum trecem la punctul 3. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. În conformitate cu prevederile articolului 2 litera D din legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală, publicată Consiliul Local, exercite atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățenii, iar potrivit articolul 36 alineatul 6, litera C, Consiliul Local sprijină activitatea cultelor religioase în condiții de lege. Modalitățile de sprijin financiar pentru unitățile de cult sunt reglementate de ordonanța Guvernului numărul 2/2001, aprobată prin legea numărul 122 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și prevederi de hotărâri din Guvernul numărul 14/1470/2002 privind aprobarea normelor metodologiei pentru aplicarea prevederii ordonanței de Guvern numărul 82/2001 cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul 2017, cele 10 unități de cult, Comuna Căjoara au transmis solicitările de finanțare la începutul anului. Consiliul Local, prin vot, Consiliul Local a stabilit alocarea de la bugetul local a sume de 57.167 lei, pentru a fi distribuite către unitățile de cult prin echitate de buget. La solicitarea parohiei Maicii Domnului de la Căjoara s-a alocat suma de 7.389,85 lei. Conform procesului verbal 1586/27/09/2017, procesul verbal numărul 2910/27/09/2017, parohia Sfântului Dumitru Băsești 3697, conform procesului verbal numărul 7345/16/2017, parohia Sfântului Petru și Pavel Tărâța 10805,76 lei, conform procesului verbal numărul 7716/06/12/2017, procesul verbal de 2356/2017, parohia Sfântului Arhanghel Mihai și Gabriel Bărnășeni, 8290 lei, conform procesului verbal 7381/04/2017, parohia Sfântului Cuvioasă Paraschiva Haineala, suma de 5747,14 lei, conform procesului verbal 5117/22/2017, parohia catolică Sfântul Ștefan Rege Custiara, 21238,11 lei, conform procesului verbal numărul 518/20/2017, procesul verbal 4737, care au fost înaintate documentele prevăzute de lege pentru acordarea sprijinului financiar. Față de cele expuse mai sus, soliția sunt însușirea și aprobarea de către Consiliul Local a sumelor acordate. Aici e vorba de la biserici, care au fost de... Care cum o solicitat, așa? Care a făcut ce?
anunțat. Dar normal să fie anunțat. Anunțat, dar tot fiecare. În hotărâre prevede foarte clar, adică practic nu s-au dat bani. Sau domnul primarul să facă studiu. La material. S-au cumpărat la material. Și de ce s-au dat? Am văzut că domnul Sorin a ridicat capul când e vorba de Cristiana. Acolo s-a construit acea capelă pentru mărturita. Nu avem casă praznică, nu este nimic. Și pe domnul primar și toată lumea și știți asta. Și acesta a fost la rectificările de buget discutate. Și acum la Consiliul Local, însușirea acestora de către Consiliul Local pentru o hotărâre fond. Domnul primar să vă explice mai bine decât însul. Nu, dacă o să consideră bine. De exemplu, anul ăsta o să dăm la cei care n-au luat în deci la punctul 3 și 4, cine este de acord cu cele menționate de doamna Iulia? Supuneți la vot. La vot. La vot. Împotriva, ține ceva. Acum sunt discuții, de exemplu, la punctul 2. La discuții. Dar dacă i-am aprobat, ce să mai discutăm? Nici un exemplu. Păi și de, eu când am zis, hai să mă discutăm pe fiecare parte. Stați și că dacă le-am aprobat... Dar nu trebuie să ceva aveți. Uitați, domnul Ivo are ceva. Corect, toată lumea are. La punctul 1. Cei doi membri venințele partidare au în comisii. La mine, de exemplu, Flora era secretară comisiei, a demisionat 3-1. Nu știu la ce altceva comisie. Sunteți de acord? Adică să ia cu fiecare unde au fost. E bine? Da. Și dacă nu aveți altceva, comisia respectivă, pune mai cineva. Propun pe altceva, Gheorghe, în comisie economică. Cine de acord? Nu te rog. Mulțumesc. Domnul Sandu rămâne la comisie juridică. Da, corect. Cum ați hotărât așa? Îi spune la vot. Deci sunteți supuneți la vot acestea, da.